Hello! Și bine v-am găsit la noi episod de Hue, 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 Hue! Ce-mi faceți, dragii mei? Pe mine mă doare gâtul în momentul ăsta. Cu toate schimbările astea de vreme și zăpada peste care am dat, mi-am dat seama că gâtul meu nu este foarte rezistent la asemenea schimbări climatice. Deci, nu o să pot să urlu prea mult, ceea ce cred că este o chestie bună pentru voi, că cine știe câte persoane sângerează din cauza mea, știți? Sunt momente în care pur și simplu urlu în jocuri și, păi, nu știu, o fac instinctiv mai mult. Parcă joc mai bine când urlu, sincer. Mi-a și spus cineva chestia asta în comentarii și eram atât de uimită că nu mi-am dat seama cum a reușit să-și dea el seama sau ea, nici nu știu exact ce era. Cum a reușit să-și dea seama că eu mă simt mai bine dacă urlu în timp ce mă joc. Deci, da, dragii mei, am revenit la un episod de Hue. Cum să vă spun eu? Ceva mai greu de atât nu se putea? Nici n-am sărit bine de pe chestia aia și deja am murit. Încep să-mi regret. De ce? Ba, be, 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 be. Păi, nu vine să cred. Deci asta cred că o să fie cel mai greu nivel, sincer. E bine că merge cu încetinitorul. Deci, sincer, asta este foarte bine. E mult mai ușor așa, adică poți să schimbi culorile foarte ușor. Nu credeam că o să vină din partea aia ceva. Spuneam că poți să schimbi culorile foarte ușor și poți să te descurci mai rapid așa și ai șanse să nu mori foarte rapid, dar trebuie să fii atent, dar extrem de atent și eu nu am fost atent adineauri. Băi, 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 deci ați văzut, pur și simplu vine chestia aia. Cred că ar trebui să fiu mai atent. Upsi. Upsi. Ok, o să sară pe aici ca nebuna. Schimb culoarea aici, schimb pe roșu, apoi schimb pe portocaliu, apoi albastru. Roșu și a trebuit să fie violet. Yes. Am reușit să ajung până aici, dar din nefericire pentru mine nu există un checkpoint sau ceva de genul ăsta, deci va trebui să aștept puțin el până când o să apară o culoare, oricare ar fi ea. Ok, e roșu. Aha, acum e momentul! Și acum trebuie pur și simplu să aștept până când o să ducă craniile alea acolo și o să mă lase cumva să reușesc să trec de chestia asta. Bun. Acum trebuie să mai aștept violetul, dar nu mai știu exact. Tocmai a trecut violetul, ești nebun. Gata, am trecut! Am trecut mai departe! Am reușit, fără prea mult efort, să trec mai departe. Bun, trebuie să trag acum chestia asta cu mine și nu știu exact dacă o să reușesc. Și am așa o obișnuință proastă să țin mouse-ul. Efectiv, țin mouse-ul, d'aiurea. Și nu știu exact de ce. Poate sunt învățată de la jocuri și chestii de genul ăsta, dar e ciudat rău. Așa. Bun. Acum, întrebarea vieții mele. N-ar trebui să mai fie ceva pe aici? Și dacă mă duc sus acolo, nu are niciun sens. Ai, asta e așa o leacă. Ai, ai, mai trebuie să ajung cu chestia asta aici. Așa, 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 frumșel. Să iau pe aici, pe jos. Și trebuie să trag chestia asta cu mine și să o duc în partea aia. A, măi, dar sunt niște stâlpișori acolo, măi. Nu e atât de ușurel pe cât pare. Ok, e aici. Păi, dacă împing pe asta încolo... Oh, ok. Cumva trebuie să reușesc să duc chestia albastră în zona asta, dar în același timp trebuie să împing și aia roz de acolo, dar e roz și e... Ok, sunt confuză. Cel mai logic ar fi să duc chestia albastră acolo, dar... Mă, dar cred că știu ce prostie am făcut. Pot să duc chestia albastră încolo și trebuie să mă întorc și să o duc pe aia galbenă pe chestia aia acolo și cumva să sar. S-ar putea să fi găsit o soluție, dar nu sunt sigură dacă este bună. Dar nu știu, sper să mă fi gândit la ce trebuia. Ok, am împins-o pe asta.
Bun, asta încolo, împing și pe asta. Bine, și împing încolo, dar că nu mai împing. Cred că trebuie împinsă și gen trebuie... Ah, ok, gata, 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 știu ce trebuie să fac! Așa, asta aici și o să sar frumușel cu grație și o să mă duc înapoi pe scara asta frumușică, minunată, neagră, cum o fi ea. Și o să iau ăsta-l până aici, la frumușel, foarte frumușel. Și pe ăsta-l trag cu mine. Perfect. Fac asta albastră. Așa. Acum pot să o fac roz. Merge și roz. Bun. Galben, roz și o împing aici. Oh, da! Dar pot să mă sui cu chestia asta până acolo? Cred că aș putea, nu? Uite-mă că am reușit! Oh, ce tare! Nice! Oh! Trebuia să se întâmple asta? Ah, stai că are un fel de țipi, măi! Acum mă văd! Wow! Păi, dar acum ar trebui să mă sui. Dai că știu ce trebuie să fac. A, nu! L-am pierdut! Ok, albastru. Așa, m-am suit aici! Oh, Doamne, nu vine să cred cât de greu merge. Așa, și acum trebuie să sar. Perfect, mi-am dat seama. Dar întrebarea vieții mele e cum trec mai departe. Ok, sar pe aici, violet. Păi, dacă stau pe el, nu se întâmplă nimic. Deci e bine. Am cumva asigurat faptul că pot să trag cutiile astea cu mine și să reușesc să iau cheia de sus. Perfect, am reușit. Pun asta aici, dar cred că ar trebui cumva să duc o cutie jos. Și nu știu exact care cutie. Pentru că pare puțin cam dificil. Adică toate sunt roz, violet, scuzați-mă. Trebuie să mă duc jos pentru chestia asta și gen să pun cutia perfect acolo. Perfect, am spus. Ar trebui să cadă. Sper că o să cadă. Bun, așa. Ia să-i dau drumul de aici. Sari. Gata. Ia să vedem, n-are cum să o mai ridice. Am zis bine! Ehehehe. What? Nice! Doamne, stai că mai sunt chestii complicate aici. Ah, și eu care am crezut că am scăpat. Trist. Trist, dar am scăpat. Ba, cred că o să reușesc să fac ceva, ia stați așa. Uite, o să cadă asta aici și eu mă sui pe ea. Ai, ușor, stați. Reușesc eu imediat să rezolv situația. Hai, îl împing, îl împing. Poac! Și am găsit soluția, dar cred că ceva nu o să fie bine. Cred că asta n-a fost o soluție bună. Dacă duc chestia aia acolo și, uite, scot chestia asta roșie, aia dispare. Cum mă mișc atât de rapid până încolo și schimb aia? Doamne, nu vine să cred. Deci, practic, ea stă pe chestia care trebuie să ridice chestia aia din stânga și cumva să rămână capul la jos. Deci ceva trebuie să rămână acolo și dacă eu scot chestia aia roșie, adică pur și simplu îmi pun pe culoarea roșie ca să pot să trec mai departe, nu o să reușesc. Ce ciudat! Deci nu mă așteptam să fie atât de complicat în momentul ăsta. Și dacă iau cu mine cutia? Auzi? Dar...
Oare nu rămâne blocată acolo? Nu rămâne blocată. Nu! Cum ar trebui să faci o chestie atât de complicată doar dintr-un singur lucru? Nu trebuie să mai fie și o cutie pe undeva, doar atât? Sau cutia aia, cred că trebuia să fie de altă culoare. Deci e imposibil, nu, n-are cum. Ok, s-ar putea să am o soluție pentru dilema noastră. S-ar putea să fie o soluție pentru dilema noastră, mai bine spus. Trebuie să schimb foarte rapid culorile la un moment dat și trebuie să fiu foarte atent în același timp. Deci, da. Uitați, am reușit. S-a putut. Nu-mi vine să cred, dar am reușit. Așa, cadă ăla. Acum urcă. Așa. Așa, aici, sus. Oh, nu. Doamne, pentru o secundă am crezut că am făcut o prostie! Nu! Nu vine să cred! Chiar făcusem o prostie! Ok, caz. Ok, trebuie să fii foarte pe fază și să nu faceți chestii de astea acasă, cum fac eu. Ok, aici trebuie să cadă și asta, stați așa, așa, ia să mă urc, aici, partea asta de preferat, să pui aici, apoi aici și apoi acilea și trebuie să mă urce la un moment dat. Nu trebuie să mai fie ceva pe aici? Mă, ceva îmi spune că trebuie să mai fie ceva. Așa. O să sar aici, apoi sar aici și aici. Ei, na, uite că o să reușesc să mă duc sus. Am reușit, doamne! Yes! Și acum trebuie să mă duc pe violetul ăsta minunat, mirific de aici. Ok. Așa, roz. Trebuie să fii foarte, foarte atent. Extrem de atent. Și pe fază. Așa. Au, trebuie să iau cutia asta, mă, de chila. Ai, I see. Bun, un ping, așa, un ping. Mă chinui să o duc unde trebuie. Așa, a căzut. A, de ce trebuie să o trag? Ok. Nu! Dar eu cum o mai duc acolo? Mă! Nu vine să cred. Trebuie să mă sui din nou. Nu! Ce lume cudă. A murit! A murit! Tipul ăsta micuț, copchilul ăsta, mai bine spus, e atât de firav încât a murit. Vă-l te-ai gândit că cineva care trebuie să salveze lumea într-un fel sau altul ar trebui să fie o leacă mai puternic, dar nu, aparent nu. Ok, urcați-mă. Bun, roșu. Haide, haide. Bun, așa, stai că mă urc acum. Chestia asta cu cutia o să fie foarte complicată, prea complicată, mai bine spus, și s-ar putea să o refac de mai multe ori din nefericire pentru mine. Hai să într-un fel sau altul e bine, s-ar putea să reușesc, el oricum o să se ducă în partea aia. Ok, gata, m-am dus unde trebuia. Bun, asta cilea. Cred că am făcut o prostie. Mami, ajutor! Nu!
Am reușit, după miliarde de încercări, să bag cutia aia acolo. Deci nu vine să cred cât de greu e jocul ăsta în momentul ăsta și... Doamne! Omul ăla ciudat! Omul cu bățul! Valeu! Cine știe ce o să întâmple? Ce vreau să spun? Jocul ăsta a devenit foarte dificil. Bine, nu extrem de dificil că ți-l nu poate fi jucat, dar nu mai sunt foarte multe culori de colectat și mă gândesc acum, nu cred că o să fie chiar finalul jocului, nu? Poate mai sunt nivele. Uite, e o pisică. E o pisică drăguță. Ăla e pastorul, un fel de al pastorul. Ăla e mai mult un fel de albastru închis, cred, da, ceva pe acolo. Ăla e cu siguranță. Îmi place că sunt un fel de licurici pe aici, e totul atât de frumos și în momentul ăsta m-aș fi bucurat dacă aveam o tastă de sprint. Dați să vedeți acum mesajul de la ea, care, sincer, nu mă ajută cu nimic. Nu, am trebuit să mă duc pe aici, ok. Nici pe aici? Asta e un fel de labirint ciudat, serios. Ar fi ciudat să mori aici la un moment dat, fiindcă nu ești atent. Bun, trebuie să mă duc în dreapta. Cred că ar trebui să las ăsta roz mai bine. Nu, 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 nu e bine, nu e bine, trebuie să mă duc prin dreapta. Wow, deci e atât de mult de mers și ăsta e un fel de nivel peste care treci și efectiv cercetătoarea respectivă, care acum e invizibilă, îți vorbește. Aoleu. Dar nu cred că trebuia să sar acolo, nu? Interesant! Wow, n-am mai văzut așa ceva până acum. Ce interesant! Ia uite. Deci bănesc că trebuie să mă duc încolo. Și ia să vedem, luăm drumul la asta. Nice! Acum la ăsta și apoi la ăsta cu roșu. Perfect, și acum pot să mă duc să iau cheia în foarte multă liniște și pace, pentru că nimic nu mă poate omorâ deocamdată. Deocamdată. Aoleu, stai așa, că am zis liniște și pace, dar eu trebuie să iau o cutie de sus, adică aia pe care am dus-o până acum și să o duc până jos acolo. Că n-are cine sau ce să-mi deschidă asta de aici. Știam eu că trebuia să fie ceva la mijloc. Nu se putea, măi, să fie totul rapid și perfect, nu? Nu se putea. Bun, păi o să duc chestia aia încolo. Nu o să fie mare chestie totuși, dar o să-mi ia foarte mult timp. Și cam vreau să văd exact ce se întâmplă și în următoarele nivele. Bun, am vrut să deschid pe asta, am intrat, ia să vedem. Trebuie să zbor cu ele. Trebuie să zbor cu chestiile astea. Bun, ia să vedem noi ce facem. Cum o să zbor cu ele? Bun, merg până aici. Da, e o cutie aici. Oh, acum o văd. Ok, o trag cu mine. Așa, e pusă. Și acum cumva trebuie să ajung la cheia aia. Doamne, am crezut că o să mor. Sincer, am crezut că o să mor. Bine, să... Nu. Nu, nici așa. Așa, perfect. Bine. Sunt atât de multe culori și trebuie să ții cont de ele încât te mai încurci câteodată. Upsi. Bun, trebuie să duc asta jos. Așa. Perfect. Așa, să apară baloanele. Și acum trebuie să pun pe roșu și am intrat pe ușiță. Ia uite ce frumos. Așa. Albastru.
Vai, 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 vai. Jocul ăsta te testează, sincer, îți testează nervii, limitele și absolut tot ce ai tu în tine. Este foarte, 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 foarte interesant. Știam eu, credeam să mai fie ceva aici. Mi se pare mie ceva ciudat. Așa, fac, fac. Opsi, opsi, opsi. L-a murit. Ei bine, se mai întâmplă și de astea. O să fie puțin mai complicat decât ați crede. Nivelul ăsta. Ok, s-a dus jos și acum trebuie să mă sui pe ea. Trebuie să ai un timing foarte bun cu tot ce e aici și nu știu exact dacă o să reușesc, dar mai am foarte puțin și încerc cumva să am încredere în forțele proprii în momentul ăsta. Ok, asta e jos. Asta și pac. Și a trebuit să las baloanele. Perfect, am reușit să trec mai departe. Știam eu că trebuia să fie ceva ciudat aici. Nu se putea să fie un nivel normal, nu? Nu zic eu. Bun. Cred că o să mă duc pe albastru. Asta nu pare atât de ușor. Dacă acea cutie minunată din partea aia nu era albastră, era mai ușor. Așa trebuie să mă duc cu baloanele fix până în dreapta, să iau cutia de acolo, să o pun cumva jos, încolo, cred, și să deschid toate astea și nu vine să cred că trebuie să fac atât de multe chestii. Nu vine să cred că de complicat e. Ok, am pus asta, dar nu pot să mă sui pe ea. Ia, stai așa, că eu am uitat că eu am baloane. Bun, așa. Am reușit să iau aia, să duc cutiuța asta minunată jos. Sper că această cutiuță trebuie să stea în partea dreaptă și nu cea albastră. Atât mă rog în momentul ăsta. Și tot cred că acea cutiuță îmi trebuie să stea acolo. Ok, asta e cutia cu balonul. Așa, ia să o tragem noi pe asta. Uite, deci nici măcar nu pot să trag. Trebuie să intru cumva prin ea în momentul ăsta. Ah, great. N-am intrat cum trebuia. Și acum trebuie să mă sui din nou pe chestia asta și să ajung aici. E ok, nu mă mai plâng, e ok. Mă sui din nou pe asta cu baloane. Albastru, așa, ce bine, am reușit. Și wow, cât de complicat poate să fie. Hei, asta e cutia mea, ok? Pleacă de aici! Pleacă de aici! Pleacă! Uf, doamne, ce chestii sălioase! Ce ciudat arată, mai bine spus! Wow! Așa, asta trebuie să stea în dreapta aici, eu o să sar. Și acum, cred că trebuie dusă chestia aia în partea respectivă. Așa, aici trebuie dusă. Și ca să duc acolo trebuie să mai duc o cutie în partea aia. Deci bănuiesc că asta ar trebui să stea acolo, nu? Să sperăm că am făcut bine. Așa, o duc pe asta aici. Ia, uite mă că mi-am dat seama despre ce este vorba. Bun, trec peste zidul ăla. Really? Trebuie să dau și asta jos. Ok. Bun, trec peste zidul ăsta. Nu! 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 De ce trebuie să fie atât de greu? Ei, doamne! Haide, dacă nu se deschide acum, gata, s-a deschis. Vai, 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 ce mă supăra în momentul ăsta dacă nu reușeam să trec peste chestia asta cât mai rapid?
Păi că o să-i dau baloanele jos și eu să o împing încolo. Trebuie să mai stai ceva aici. Și cred că o să iau asta de aici, o pun. Așa. A trebuit să meargă din punctul meu de vedere. Așa. Perfect! Aleluia! Oh, stai că trebuie să schimb din nou culoarea. Aleluia, Doamne! Oh! Vai, ce joc complicat! Oh, nu aveți idee cât m-a chinuit aici. Păi și bănesc că aici se încheie episodul de azi. Vă mulțumesc extrem de mult pentru atenția acordată. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să lăsați un like mai jos și de asemenea să vă abonați acest minunat canal pentru episoade și mai interesante pe zi ce trece. Și am văzut că aproape facem 90.000 de abonați, ceea ce sincer mă încântă foarte mult. Deci haideți încă 10.000 de persoane. Haideți să facem 100.000. Haideți. Abia aștept. Pa, pa!